Bună seara, stimații telespectatori, și bine v-am regăsit la Pasul la Offside. Pasul la Offside, care în această seară l-are invitat pe Cătălin Popescu, juristul AJF. El vine în această emisiune și în calitate de organizator de competiție al echipei feminine de handbal ACS Prahova Ploiești. Bună, Cătălin, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Am mai fost prezent în platoul de la Ploiești TV în urmă cu mai bine de 2 ani, mai precis 2 ani și vreo 5 luni. Atunci a fost invitat doar în calitate de jurist al AJF Prahova. O să discutăm și despre aceste aspecte, numai că acum, într-o primă întrebare, și ca să facem o glumă, văd că viteza cu care te școlești este direct proporțională cu tot ceea ce se întâmplă în societatea aceasta, adică cine este mai rapid, ajunge mai repede în funcții și n-ar fi exclus să avem peste un an, doi, tot în același platou, în calitate de antrenor sau poate chiar de președinte. Ce zici? Poate de președinte, de antrenor nu cred. Dar de președinte de care? Vedem. Te gândești la un președinte mult mai înalt? De federație, de ce o fi? De țară nu? De țară nu, nu. Nu am așa ideea urmărețe. Încă. Cum a fost juncțiunea în patrulatorul Barou, AJF, CCA, CSA Activ? Mi-a fost foarte ușor. Eu fiind avocat de profesie, mi-a fost foarte ușor să mă acomodez cu regulamentele sportive în vigoare, cu legislația sportivă în vigoare. Am găsit așa o nișă în domeniul sportului. Mi-a fost foarte ușor să trec de la AJF la CSA Activ Prahova Ploiești, pentru că este vorba până la urmă tot de competiții sportive, sporturi de echipă, și consider că am acumulat destul de multă experiență în domeniul managementului sportiv, astfel încât să mă pot adapta. E multă muncă. Da, chiar este foarte mult de muncă. Păi de asta, pentru că, da, nu știu, o zi așa din viața ta, te scoli dimineața și practic prima te duci la barou, nu? Nu, prima oară duc copiii la grădiniță și la creșă. Asta e primul barou. Da, exact, asta este primul pas. După care, în funcție de termenele pe care le am pe instanță, merg sau nu la instanță, dar în ultima vreme am încercat mai mult să-mi canalizez energia și timpul pe CSA Activ Prahova Ploiești și pe AJF Prahova. De ce? A plăcut mai mult. Nu știu, poate după 15 ani de profesie, nu știu, am ajuns așa într-un punct în care îmi doresc să merg mai mult pe partea sportivă. Știi că cine te vede, cine se uită la tine, cine te fixează, nici măcar nu realizează că au trecut atâția ani peste tine, te văd așa ca pe un foarte tânăr, da. Când colo tu ești... Nu, mai sunt nici la prima tinerețe, am 38 de ani, anul ăsta fac 39... Este o chestie care te mulțumește mai mult sufletește, bănuiesc că pe cuniar n-are cum să te mulțumească mai mult decât a fi în barou. Da, dar să știți că sufletește, da, sunt mult mai mulțumit, sunt împăcat cu ideea de a merge pe, da, pe domeniul sportului. Dar realizez că toată discuția pe care am generat-o și în care vorba aia suntem parte acum, te face să te gândești la ceva de genul: băi, frate, sau să se gândească cineva, cum, frate, lasă barou pentru așa ceva, pentru un organizator de competiții? Nu neapărat. Îmi place să fac management în sport și atunci orice ține de domeniul ăsta, practic, mă atrage. Am înțeles. Spune-mi, te rog, știu că ai doi șoricei, unul la școală, unul la cămin și unul la grădiniță. Da, a venit și al treilea. Chiar și al treilea? Exact. Mamă, da. Este într-adevăr o perioadă mai aglomerată în viața familiei noastre, dar să sperăm. Noroc că ai o soție iubitoare care înțelege tot ce se întâmplă pe lângă tine. Cum îți împaci familia atunci când vine vorba, de exemplu, de weekend, atunci când tu ești mai mereu la competiții? Da, este din ce în ce mai greu, mai ales că eu merg și la atât la competițiile handbalistice, cât și la competițiile fotbalistice, ca observatori. Eu încerc să echilibrez tot ceea ce... ceea ce contează pentru mine, în primul rând, este familia, asta este clar. Numai că o să încerc să echilibrez și cu viața profesională, să vedem unde ajungem. Da, exact.
Este clar, tinerețea ți este un aliat în momentul de față, adică poți să faci lucrul ăsta pentru că ai o capacitate mult mai mare, mai mult decât atât, ori de câte ori te văd, tu pare a fi omul care nu ești niciodată supărat. Încerc să nu fiu niciodată supărat. Îți impui asta sau nu neapărat. Așa ești tu? Nu, așa sunt eu. Așa sunt eu. Încerc să împac pe toată lumea, încerc să fac pe toate. Și cum îți iese? Pentru că la un moment dat nu mai îmi iese. Nu mai ți iese? Nu mai, la un moment adică dat când ești copleșit, eu, probabil. Da. Și într-adevăr, este o perioadă destul de aglomerată și copleșitoare pentru mine. Dar mai avem un pic din acest sezon competițional și pot să spun că o să iau o gură de aer așa bine meritată. Te-ai orientat, bănuiesc, asupra unei ieșiri care da, cu siguranță. Satisfacă și, da, și merge da. Și ultimul șoricel al familiei? Nu, fără. Nu ar avea cum, pentru că este mult prea mic. Exact. Da. Conducerea echipei pendinte de Consiliul Județean CSE Activ a făcut eforturi mari pentru a închega, pentru a strânge o echipă care să promoveze în Liga Florilor. Din păcate, văzând jocul și contabilizând rezultatele, vine așa să spun că obiectivul va fi ratat, nu știu de ce. Crezi că m-am pripit făcând această afirmație și dacă poți detalia puțin? Într-adevăr, jocul echipei nu a fost foarte bun și mă refer aici la ultimele două jocuri. Numai că până în luna februarie, parcursul echipei a fost destul de bun, cu rezultate notabile. Până una alta, în actualul sezon competițional, avem doar două înfrângeri cu liderul clasamentului, CSU Știința București. În rest, avem numai rezultate pozitive, victorii, un egal la Slobozia, victoria acasă cu Slobozia. Suntem calificați la turneul final, deci până una alta suntem în obiectiv. Turneul final se va desfășura în perioada 12-14 la Brașov, mai, 12-14 mai, la Brașov. Se va desfășura turneu eliminatoriu, da? Sferturi, semifinale și finală. Finalistele vor promova direct în Liga Florilor. Pierzătoarele din semifinale vor disputa un baraj de promovare cu ocupantele locurilor 11-12 din Liga Florilor. La clipa și momentul de față, noi vom juca în sferturi cu Slobozia, echipă pe care am mai întâlnit-o și în campionat. Sperăm să avem un rezultat bun, să facem un rezultat bun și să mergem mai departe în semifinale, unde într-adevăr vom întâlni o echipă puternică, Corona Brașov, o echipă, adică echipa gazdă. Echipa gazdă, o echipă care s-a întărit, are jucătoare foarte bune. Este clar și cert că este favorită, dar asta nu înseamnă că noi ne vom preda, ne vom juca șansa până la clar, capăt. Clar, fără discuție, sigur. Dar repet, cu amendamentul că plecați de pe poziția a doua, ca să zic așa. Da. Poate că este mai bine? Siguranță. Poate că este mai bine. Nu se știe. Nu se știe. Ceea ce mă face să cred în această echipă este că am avut totuși meciuri bune. Am avut meciul cu Mioveni de acasă, echipă de Liga Florilor, meci de Cupa României, cu o atitudine foarte bună din partea fetelor și într-adevăr s-au ridicat la nivelul Ligii Florilor. Uh-huh. Am încredere în ele. Din păcate, în ultima vreme am avut și niște jucătoare accidentate și nu am putut să ne pregătim așa cum ne dorim, dar nu se știe. Poate că turneul final va fi un factor motivațional suplimentar pentru ele și vor arăta că au valoare. Că se poate și mai bine. Da. Te spun o întrebare la care știu că îți va fi greu să răspunzi, dar eu totuși încerc. Uite, din toată ecuația asta numită CSE Activ Prahova-Ploiești, în opinia ta cine este cel mai vinovat? Și când pun această întrebare, spun patru factori. Poate Consiliul Județean cel care dă banii, dar nu dă suficient de mulți bani. Poate să zicem că jucătoarele, pentru că nu s-au concentrat și că au avut de foarte multe ori ieșiri care te pun pe gânduri. Și vorbesc, te pun pe gânduri în calitate de spectator, nu mai vorbesc de ce se întâmplă în mediul vostru, în familia voastră. Poate treiul să fie
antrenorul principal, cel care nu a reușit să capaciteze lotul, să-l strângă, să-l facă să joace exact cum vă doriți voi cu totul. Sau poate, într-al patrulea rând, poate chiar directorul Silviu Crângașu, care nu a reușit să aducă tot ce trebuia la echipă. Da, într-adevăr, e o întrebare dificilă. Nici nu știu dacă există cineva vinovat principal sau dacă nu e un cumul de factori. Vreau să acuzăm pe cineva, da. Pentru că nu ăsta e rolul emisiunii. Probabil că fiecare, dacă câte ar fi puțin contribuit mai mult în acest sezon, cu siguranță ar fi fost mai bine. Ar fi ieșit mai... Da, da. Dacă am fi avut mai mulți bani, probabil am fi adus jucătoare mai... Asta ca să luăm consiliu. Mai bune. Dacă, nu știu, jucătoarele, poate că, nu știu, dacă s-ar fi concentrat mai mult și ar fi... Nu știu, ce să zic despre ele. Am văzut o stare de indisciplină și, uite, spun sincer, vorbim de meciul cu prima clasată. Da. Când aici la Ploiești, te-ai fi așteptat, da, să le arăți că ești mai bun ca ei. Da, și eu am fost dezamăgit de jocul cu Știința București, mai ales că în tur am pierdut la un gol și, bine, după ce am ratat, au mai fost și probleme de arbitraj în tur, însă în retur, clar, au fost net superioare și nu am... Poate că și un pic de indisciplină. Da, indisciplină cu Caru am văzut eu, nu chiar puțin. Da, da, și eu am fost dezamăgit de atitudinea unor jucători. Foarte nervoase că... și da, foarte, da, da, irascibile. Poate și presiunea jocului a făcut ca ele să fie așa. Nu-mi dau seama. Asta trecând către ele. Mergem, da, mai departe la planul 3, la antrenor. Antrenor. Dragoș Dobrescu este o persoană... nu știu cum să o caracterizez. Este o persoană care, nu știu, el e mai blând cu jucătoarele. Nu este genul de persoană agresivă care să le, nu știu, să le certe, să Tarea fie agresiv. Se consuma mai mult la interior. Exact, este introvertit. Uh-huh. Da. Numai că e greu cu fetele, ai zice fetele că câteodată. Ele sunt mai docile, că sunt mai... Păi și când te trezești toată, că ele ți le spun volul pe față. Îmi dau seama că în unele momente, într-adevăr, trebuie să fii un pic mai mână forte cu ele, că altfel nu... Crezi că a fost o discuție la un moment dat între el și conducere, în care conducerea să-i fi spus lucrul ăsta? Și el să fi reușit să se capaciteze într-un fel? Nu, noi nu am niciodată nu ne-am băgat emisiune, peste antrenor. Nu, sub nicio formă. Uh-huh. Partea tehnico-tactică, partea de disciplină, pur și simplu adică nu de... văd. Să nu spun cuvinte mari, dar nu-l văd nervos. Nu este, nu, e foarte calm, e o persoană foarte calmă. Da. Dar și când îl vezi că este totuși un dita mai om, adică te-ai aștepta ca la un moment dat să se ridice și să crape banca aia în două. Nu este genul. Nu e genul. Nu este genul. Am și o fi bine, o fi rău? Câteodată e bine, câteodată pare că e rău. Nu știu ce să spun. Eu, unul, de exemplu, aș prefera acest stil. Decât stilul ăsta? Da, decât un antrenor vulcanic care să un facă Tadici, scandal. Da? Un Tadici, exact. Cred că n-ați putea lucra niciunul cu Tadici. Nu. Și totuși cei care sunt acolo... Cu Dragoș Dobrescu se lucrează foarte bine. Da. Păi se lucrează foarte bine de la locul 2 în jos, să vede. Nu se știe. Vom vedea ce facem la turneul final. Tu poți? Trebuie să sper. Da, eu am încredere în echipă, am încredere în staff, am încredere... Păi dacă nu eram aici stat în Brașov, aș fi zis că am și eu încredere. Da, într-adevăr, e un meci greu. Care este un meci, care e unul. Atât. Noi am văzut Brașovul, am văzut la Slobozia, în Cupa României și l-am mai văzut undeva, nu mai știu unde l-am mai văzut. Și nu ți s-a părut desperiat? Nu mi s-a părut o echipă desperiat. Probabil că e în funcție și de forma de moment. Bine, și nu e vorba de un meci, știi? Înțelegi ce vreau să spun? Da. Ei se pot repara și etapa următoare și a treia și a opta. Exact. Pe când la meciul ăsta l-ai pierdut, ai pierdut tot. Ai pierdut tot, exact. Nu se știe. Ce va fi acolo, nu știu, vom vedea în mai. Știu că salariile mici, mari, așa cum sunt la echipă, au fost mereu venite la timp. Da. Adică din punctul ăsta de vedere nu s-a pus problema. Sunt alte echipe cu restanțe salariale majore și aici poate în urma problemelor de disciplină care au fost în lot, nu se puteau lua niște măsuri pe chestie pecuniară?
Deocamdată nu s-au luat, nu, măsuri disciplinare noi nu am luat deocamdată față de anumite jucătoare. Am încercat oarecum să menținem o atmosferă echilibrată în... Știi cum e, Cătălin? Atmosfera echilibrată să ține și să respectă cu oameni care te respectă. Da. În momentul în care ți se urcă în cap, că e o vorbă românească, s-a urcat în cap, parcă e bine la un moment dat să mai și iară spatele. Parcă, nu știu, nu sunt eu cel care emite judecăți de valoare. Așa este. Eu regret că lucrul ăsta s-a văzut și din tribună. Numai că noi așa am încercat. Chiar și directorul, domnul Silviu Crângașu, la fel, a încercat oarecum să nu stea cu biciu pe jucătoare sau pe staff sau... Pur și simplu a încercat să fie liniște, astfel încât să, și să le asigure toate condițiile, astfel încât să avem performanță. Apropo că ai adus vorba directorului Crângașu, după meciul cu Știința, rar vezi persoane care să fie negre la da, față. Da, a fost într-adevăr foarte negre. Și să nu vrea să dea ochii cu nimeni. Probabil că ar fi urmat niște cuvinte grele spuse atunci exact. La cald. Eu am vrut să le iau și la un interviu. Și nu a fost chip pentru că a părăsit sala intempestiv în da. Spate pe acolo. Într-adevăr, era foarte nervos. Nimeni nu s-a așteptat la, la jocul. Nu s-a așteptat la da. Evoluția și la diferența de scor care a avut. Da, mai ales adică... că noi veneam după o perioadă bună din luna februarie, unde am avut rezultate bune, meciul cu Slobozia, meciul cu Mioveni. Exact, repet, exact. Și meciuri bune, adică de o calitate foarte bună a jocului și nu știm ce s-a întâmplat după, cert este că a fost un rezultat destul de dezastruos pentru noi. Da, și am văzut Știința... chestia aia în care săritul ăla la gâtul arbitrilor, nu știu, pe niște greșeli care eu nu le-am văzut, adică făceau da. Parte din la un moment dat din joc, cum să da, zic, nu, și nu, arbitru nu, poate să greșească, da. Fără discuție. Te super când este o chestie de premeditare, te super când este vorba despre tocat mărunt. Te super pe altele, dar nu te super. Dar cei nu s-au supărat că au pierdut la ba, diferența da, bineînțeles, aia? Bineînțeles. Și cine a și fost sancționat disciplinar la meciul respectiv a suportat consecințele. Asta da, cu siguranță. Deci a fost cineva suportat. A suportat cineva. Da. Bineînțeles, jucătoarea în cauză. Da. A avut ceva de comentat? Nu. Deci a rămas, a știut ce i se întâmplă. Da, unde. Da. La meciul cu Spartak, de exemplu, de ieri, nu am văzut-o pe Patricia Vizitiu, chit că ea era prezentă pe tabloul sălii. Da, Patricia Vizitiu are niște probleme la genunchi. Din păcate nu s-a putut pregăti foarte bine. Chiar cu o zi înainte am văzut-o la antrenament și stătea, nu știu, îi făcea masaj pentru că nu putea să alerge. A anunțat că ajunge la meci. Da, n-a mai putut ajunge. A ajuns în cele din urmă. Pe final, probabil. S-a așezat undeva în sală. Eu n-am știut dacă poate sau nu am trecut-o direct pe delegație oficială. Da. Spune-mi, te rog, se va pregăti o nouă strategie pentru viitorul sezon sau se va lăsa totul baltă așa cum este, se întâmplă în Prahova de foarte multă vreme cu multe echipe? Noi ne dorim în continuare promovarea și asta vom vedea după turneul final. Hai să punem binele și rău. Da. În caz că e bine, fără discuție că se va plusa da. Logic ca să faci o astfel de echipă încât să reziste la, da, Liga la Liga Florilor. Bun, pentru... trecem și în partea cealaltă și dăm rău, punem rău în față. Da. Echipa nu reușește să-și atingă obiectivul și la anul va juca tot în divizia. Da. Care să fie optica conducerii? Noi ne dorim să întărim lotul, da? Vom vedea după turneul final ce jucătoare își doresc să mai rămână ce, și vor să promoveze, vor să facă parte din proiectul nostru și arată că își doresc să promoveze. E foarte important pentru noi să arate la turneul final că au ambiție, determinare și că își doresc așa ceva. Uh-huh. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă să nu promovăm, rămânem cu același obiectiv și cu siguranță vom întări lotul. Urmând ca unele dintre cele care sunt acum să părăsească corabia. Am fost să faci lot de 50. Nu neapărat, dar să știți că totuși sezonul ăsta s-a simțit că nu am avut un lot numeros. Da. Am avut un lot format din 19 jucătoare. Adina Panaite s-a accidentat la începutul sezonului în luna octombrie, mai precis la meciul de la Brăila.
am rămas cu 18, din care 3 junioare 1. Cu care practic nu prea ai ce să... Asta, nu neapărat. Nu, nu crezi pe lângă tine, dar nu le ai... Exact. Nu le ai... Asta însemna un lot de 15 jucătoare efectiv senioare, din care 3 portari. Adică puțin. Da. Și se mai întâmplă. Ceavar Sofia s-a accidentat la meciul cu Rapid. A făcut recuperare, încă nu a intrat. Ați văzut și la meciul de sâmbătă, nu a putut să intre. Mai departe, Patricia, la fel, a avut probleme cu genunchiul. Ada Arvatu, de asemenea, și are o problemă medicală. Deci, din păcate, uite că se termină sezonul și ajungem să avem din ce în ce mai puține jucătoare. În această situație, clar consider că trebuie să avem un lot mai numeros pentru sezonul următor, astfel încât să preîntâmpinăm astfel de probleme. S-au făcut diligențe pentru aducerea unor jucătoare noi? Noi purtăm discuții cu jucătoare. Îți trebuie valoare, Cătălin. Îți trebuie valoare. Să mai discutăm. Noi vorbim acum aceea, că nu ne aude nimeni. Îți trebuie valoare. Totodată și bani mai mulți. Și bani mai mulți. Și valoare și bani mai mulți. Pe cine să convingi? Să convingeți pe cei de la Consiliul Județean că trebuie bani mai mulți, în contextul în care anul trecut, când ai cerut banii, ai spus dăm bani ca să promovezi, aia ți-au dat și n-ai promovat? Da, Consiliul Județean totuși ne-a sprijinit de fiecare dată, cât am cerut ni s-a dat. Noi cu bugetul de anul trecut am făcut practic aceleași lucruri făcute de vechea echipă din Liga Florilor, în sensul în care am avut și o echipă de senioare, am avut și patru echipe. În actualul sezon avem patru echipe de junioare. Exact. Deci în total 5 echipe de handbal. Plus o grupă de basket. De junioare. Fete. Și atunci sunt aceiași bani. Ar fi cam mult? Nu e mult. Dacă mă ar fi bine să fie banii aia doar pentru echipa mare, exact, zici tu. Exact. Banii aceia, dacă ar fi pentru echipa mare, undeva bugetul între 5 și 600 de mii de euro. Directorul Crângașu militează pentru treaba asta sau rămâne la... Da. Își dorește în continuare. Vreți să abordați sezonul viitor tot cu același antrenor? Da. Sau v-ați gândit la schimbare de antrenor? Nu ne-am gândit. Nu. Noi ne dorim stabilitate, nu ne dorim schimbări, nu... Strategia Federației Române de Handbal a fost aceea ca turneul de promovare în Liga Națională să desfășoare în sala sporturilor Dumitru Popescu Colibaș din Brașov, cum spuneai și tu, 11-14 mai. Echipa gazdă Corona pornește clar favorită, în timp ce Activ este practic outsider în această ecuație. Ar fi o mare surpriză dacă ați elimina Corona, care a mai făcut o fiartă odată. Da. Este o surpriză, într-adevăr, v-am spus, ele pornesc ca favorite și au într-adevăr un lot mai bun, un lot mult mai competitiv, dar nu înseamnă că nu am încredere în echipă, sau noi avem încredere în echipă. Este ceea ce crezi sau ceea ce vrei? Și cred și vreau. În același timp? Da, îmi doresc să promovăm, e normal. Da, ca să promovezi ai nevoie atât de valoare cât și mai ales de suflet. Da. Spune-mi, cine este responsabilul cu sufletul la această echipă, sau mai bine spus, cine va fi? Pentru că chiar vreau să te întreb dacă există astfel de motivatori în handbalul feminin. Noi nu avem. Fiecare antrenor trebuie să facă partea psihologică cu jucătoarele. Este normal. Să poarte discuții, să le motiveze, să le aducă la un nivel bun, astfel încât la momentul jocului să fie în cea mai bună formă. Chiar și directorul vine la antrenamente și le mai transmite mesaje motivaționale. Chiar și eu mai port discuții cu jucătoarele. Simți așa la un moment dat blazate? Au fost anumite momente când într-adevăr le-am simțit, tocmai pentru că toată lumea merge pe ideea o să jucăm cu Corona în semifinale. Bun, și dacă jucăm cu Corona, care? Ar fi o frică așa? Cum să zic? Au pentru ele? Au o teamă? Probabil că au o teamă, nu? Am intervievat-o aseară, de fapt când, alaltă, ieri, la sală, pe Cătălina, pe Sava, care, părerea mea este că dacă aveți 15 Cătălina Sava în echipă, meciul cu Corona nu mai pare deloc greu. Este extraordinar de
voluntar, așa, nu știu, o văd tot timpul pozitivă. Ea ia primul sprint, ea softică major când ratează. Adică e genul ăla de fată care, zic eu, că te poți baza din toate punctele de vedere pe ea. Într-adevăr, Cătălina are și un pic de experiență, a mai trecut cu Slobozia. Când vezi ghemul ăla de copil, de fată, așa este, are un suflet al ei. De-aia te-am zis vis-a-vis de partea motivațională a sufletului, responsabilul cu sufletul la echipă. Nu numai. În primul rând, antrenorul ar trebui să fie cel care să le motiveze pe fete. Ai fost vreodată la o ședință de asta antrenorului în care a transmis ceva echipei? Ai participat la o astfel de ședință? Nu. Că vreau să știu cam cum faci, cum procedează. Procedează numai verbal sau procedează și arătând niște imagini și ceva de genul ăsta, nu știu. Au și analize tehnico-tactice, nu știu dacă le-a pus anumite filmulețe motivaționale, dar Dragoș Dobrescu se gândise la un moment dat înaintea turneului final, dar asta mi-a spus-o mai demult, undeva în toamnă. Și a spus, zice, dacă ajungem la turneul final, să le transmitem ceva motivațional fetelor. Are ceva în plan. Da, are ceva în plan. Deci mă aștept ca în perioada următoare, mai avem meciul de miercuri cu Dobroiești în deplasare și intrăm practic pe ultima 100 de metri pentru pregătirea turneului final. Și atunci ar fi ultimul meci oficial. Este ultimul meci oficial, înainte de Brașov, da. Exact. Și o să avem 2 săptămâni și jumătate de pregătire și probabil că o să facem și motivațional, adică... Eu nu spun normal. Că se rezolvă totul cu motivaționalul, pentru că niciodată nu se rezolvă totul. Dar sunt anumiți sportivi, și vorbesc de sportivi și la mare nivel, nu neapărat așa, care se încarcă extraordinar în urma unui astfel de discurs. Nu știu dacă cumva aseară ai privit meciul de fotbal din Giulești, Rapidul cu FCSB. Am văzut, da. Din punctul meu de vedere, discuția pe care Mutu sau cine a avut-o cu cei de la Rapid a fost una desăvârșită, câtă vreme Rapid a făcut un joc consistent. Adică ce am văzut eu până acum, n-am văzut niciun meci al Rapidului. Așa. O răutate, cam asta un speech determinant, ar vrea oamenii să vadă când vin la sală, în momentul când joci cu o echipă care este favorită, ți este favorită. Da, într-adevăr. Eu am încredere în staff că va face ce e mai bine pentru echipă, astfel încât să fim în cea mai bună formă. Să mai îmi spui și cum sună viitorul la CSE Activ Prahova Ploiești, pentru că urmăresc de fiecare dată pagina atât pe Facebook cât și pagina oficială a clubului și în Cupa României Juniorele 1 au fost repartizate în grupa B alături de, nu știu, de Sepsis și de Rapid. Sepsis, Sfântul Gheorghe și Rapid, da. Așa, rezultatele care au fost? Ce au fost? Rezultatele, de joi am jucat primul meci cu Sepsis Sfântul Gheorghe, după care am avut sâmbătă meciul cu Rapid. Am pierdut ambele meciuri, din păcate, și am jucat jocul de clasament cu Caracal ieri. L-am pierdut și pe acela. În fine, acolo a fost o problemă pentru că noi am disputat ultimul joc oficial din grupa Valoare acum o lună. Am înțeles. Da. Marea majoritate din junioarele 1 au bacul anul ăsta. Se au pregătiri, nu prea s-au mai antrenat așa cum ne-am dorit noi. Într-adevăr, pentru ele este o perioadă încărcată și nu am putut să le avem la antrenament, pe toate. Și atunci Robert Comendant s-a bazat și pe junioare 2, chiar și junioare 3. Da, am înțeles. Noi am vrut să onorăm competiția, ne-am bucurat de faptul că federația ne-a invitat la această competiție, am vrut să o onorăm. S-a văzut clar că acolo sunt echipe care participă la turneul final de junioare 1, care joacă la divizie, de exemplu Sfântul Gheorghe joacă cu junioarele la divizie și a obținut locul 2 pe seria lor, e seria cu Corona Brașov. Da. De asemenea, Rapidul a jucat cu noi în serie, aceleași junioare. Și acest lucru s-a văzut, se vede, cine are echipă care joacă în divizie, are un plus are de valoare. Un Da, un plus de valoare. Mai sunt și copilele lui Corneliu Misăilă și juniorele 4. Da.
La junioare 3 avem rezultate foarte bune, suntem pe primul loc în grupa Speranță, cu șanse foarte mari de calificare la turneul final. Chiar avem 5 puncte avans, dacă învingem duminica acasă o să fim matematic calificați la turneul final, ceea ce este o performanță într-adevăr. Da, e o performanță mare, da. Până la urmă asta v-ați și propus. Da, la junioare 4 am participat la turneu semifinal la Euroregiune, am obținut locul 2 acolo, din păcate doar prima a mers mai departe, uh-huh, la faza finală. La junioare 2, de asemenea, avem grupe, avem jucătoarele, echipa participantă în grupa valoare. Deci, practic, eram la un moment dat cu toate echipele de handbal feminin pe podium. Uh-huh. De la senioare până la junioare 4. Ceea ce pentru un club înființat de 4 ani, da. Da, chiar mai puțin de 4 ani, eu zic că este o performanță să aibă, uh-huh, o piramidă completă de la junioare 4 la senioare. Care este suma de bani alocată de Consiliul Județean pentru handbalul ăsta? Suma totală. Nu, cam și pentru bugetul, echipa mare și pentru... Nu, bugetul clubului așa, este între 500 și 600 de mii de euro. De mii de euro. Da. 500-600 de mii de euro pentru 3-4, bine, banii foarte mulți vin către echipa mare, celelalte echipe ciupești și ele, dar oricum trebuie să te duci la competiție cu ele, oricum trebuie să le casezi. Sunt niște costuri de cazare, să le deplasezi, transport, masă, să le... exact. Da. Exact. Echipament, acum avem undeva la peste 100 de sportive legitimate. Asta spun. Da. Deci, oricum sunt niște bani în plus, da, și vezi că baremurile de cazare și masă au crescut, au crescut și ele și așa, da, mai departe. Da. Cătălina Sava, că tot vorbeam despre ea acum 2 minute, a fost convocată la lotul național de beach handball senioare pentru un stagiu de pregătire în Italia. Da. Cine a văzut-o evoluând prima dată pe nisip? Hai, calitățile ei le intuiesc, care, da, că se vede cât de zvârlugă e așa. Exact. O jucătoare rapidă, da. Și ce calități trebuie să întâlnească o sportivă ca să se lupte, să joace în acel mediu? Eu nu pot să-mi dau seama cum e. Nu cunosc. Probabil că și viteza pe care o are... Mingea bănuiesc că nu se bate, că n-ai cum să o bați mingea. Nu. Hai să dă mână până... Să ridică una, exact, și trage exact, ceva de genul ăsta. Deci mecheria mare nu și atacul, dar și apărarea. Nu beach handball, dar Cătălina într-adevăr are niște aturi și în primul rând viteza și asta. Am întrebat-o în, da, interviu despre tot ce a însemnat pentru ea convocarea și dacă îi place să joace mai mult pe nisip sau pe parchet, și a spus că pe parchet, da, fără niciun fel de discuție, da, pentru că acolo este o întreagă nebunie. Eu cred că totuși ar fi de văzut un astfel de meci. Eu nu l-am văzut niciodată. Sincer, un astfel și eu de sunt meci. Curios, da, nici eu n-am văzut. Clar că la fotbal, dacă mai ți-o ridici, mai popognești, mai ceva de genul ăsta, da, aici ai luat-o și te-ai ridicat și ai... Exact. Da. Am vorbit și despre Medea, una din favoritele mele mai nou. Da. Medea Zafiris, eleva Colegiului Național Dimitrie Cantemir din Breaza, componenta lotului de junioare 2 la voi la, da, formație, care a luat podium la campionatul european de karate. Da. O sportivă polivalentă cu care Câmpina se mândrește, cu care Breaza se mândrește, da, din toate punctele de vedere. Bănuiesc că și voi. Și noi ne mândrim cu ea, bineînțeles. Este, tot așa o zvârlugă. Este o jucătoare, da, este o jucătoare foarte bună. Ne o vezi progresând? Da, cu siguranță. Și eu cred că ce aturi are la karate poate să le folosească și aici, uh-huh, în handbal. Vreau să te mai întreb ce apreciez sincer în momentul de față cel mai mult. Fotbalul sau handbalul? Munca la birou sau mișcarea permanentă? Îmi place așa să am un mix între ele. Într-adevăr, fotbalul rămâne sportul meu preferat de departe. Sportul rege. Este, da, e sportul rege. În schimb, am început să iubesc și handbalul în ultimii 2 ani, fiind la acest club, să știți că m-a prins destul de tare fenomenul. Mm-hmm. Încerc să fiu activ meciul, în ambele. Urmăresc meciul și la televizor și ai văzut cum se joacă și în Liga Florilor, ai văzut cum se joacă și la Zimbri. Exact. Puterea aia, concentrarea aia, nebunia aia care e în cupele europene, demența aia absolută, care handbaliști de mega clasă se prezintă în fața televizoarelor și văd
nu știu cum să fac că să-ți intre mai repede în casă și în suflet. Probabil că asta să fie handbalul care ți l-ai dorit și tu și de-aia spui tu că și handbalul te-a atras. Da, vreau să vă spun că dacă înainte nici nu mă uitam la meciuri la televizor, la handbal, doar la meciurile naționale. Deci am urmărit întotdeauna meciurile naționale feminine. Cam la orice sport bănuiesc când uităm la... Da, în principal mă uitam la meciurile naționale, de la campionatele europene, mondiale, mm-hmm. pentru că într-adevăr am avut niște performanțe la handbal feminin. Așa. Nici nu mă gândeam la vremea respectivă că o să ajung să-mi doresc să văd meciuri de handball live, în sensul în care s-a jucat CSM București cu Rapid. Uh-huh. Un derby, mare meci, un campionat. Da. Ai putea să ieși pe un meci de Europa asta acum. Exact. M-am dus, mi-am cumpărat bilet și am mers în sală. Și ai mers la meci. Da, într-adevăr. Am mai văzut și sezonul trecut, am văzut niște meciuri Știința București cu Baia Mare, la fel m-am dus acolo să, uh-huh. să văd live în sală. Într-adevăr, m-a prins un pic fenomenul. Te-a bucurat? Da. Ce să mai discutăm? Da. Spune-mi, te rog, în afară de barou și de provocările din sport, ce alte pasiuni, ce alte hobby-uri ai? Nu prea mai am timp de alte hobby-uri. Nu ai, dar ce aveai, să zicem așa? Nu știu, poate sporturile cu motor. Te duceai la sporturi cu motor sau practicai? Am și practicat karting la un moment dat, numai că, în fine, este foarte costisitor și lucrul ăsta m-a determinat să mă las. Un sport scump, da? Da, este într-adevăr un sport scump, pe care am avut eu motocicleta mea cu care mai ieșeam, dar nu mai s-au dus de mult vremurile respective. Ai măritat-o? Da. Deci foarte periculoasă. Ei pot să cruce? Da. Dar nu ești, eu te-am văzut și șofând. Nu îmi pare așa. Nu, merg calm, da. Merg liniștit. Nu pare un Michi. Dacă mă grăbesc, atunci într-adevăr. Da. În rest, călătoriile. Îmi plac foarte mult călătoriile. Îți place să te plimbi? Da. Cu familia? Cu prieteni? Cu familia, înainte mergeam mai des. Mă plimbam mai des. Acum, de când am copii, e mai greu. Mai ușor. E mai greu, da, să plec cu ei de acasă. Și care era? La munte, la mare? Unde vă plăcea să mergeți? Oriunde. Și la în munte, țară, și la mare. În străinătate? În străinătate, mai mult. Mai mult în străinătate? Da, ce țară ți-a plăcut mai mult? Așa? Spania. Spania? Da. Spania. Ce ți-a plăcut la Spania? Unde ai fost? Orice. În peste tot. În ce? Stai, nu înțeleg ce plac oamenii, orice. Orice ține de Spania, îmi place. Deci oamenii, mâncarea, cultura lor, orașele, respectul lor pentru curat, pentru regalitate, plajele, căldura. Ah, deci e clar. E un mix care te-a dovorât, să spun orice, așa. Orice ține de Spania, adică fotbalul devine, spaniol. Devine inerentă întrebarea și clar că răspunsul la fel de inerent, dacă ar fi să te muți vreodată, Spania ar fi principala alegere. Da, că este o țară absolut superbă. Da, dacă ar fi să numim un hobby al tău anume, care ar fi ăla? Fost, actual sau viitor? Fotbalul. Fotbalul este un hobby pentru tine. Este. Spune-ne că, uite, te-am tranciat. Care e cel mai important proces pe care l-ai câștigat? Pentru tine, pentru sufletul tău. Pot spune că a fost un proces de calomnie la adresa unui arbitru de fotbal. Nu mai știu dacă v-am povestit despre el sau nu. Să nu spui că e Marie Marcel. Că nu. A fost vorba de Alexandru Tudor, care undeva în anul, nu mai știu, 2013-14 a fost calomniat după un meci. De către cine? De către Claudiu Maior, era viceprimarul orașului Târgu Mureș. A fost un meci Târgu Mureș Dinamo. Alexandru Tudor a dictat un penalty, după meci s-a făcut un întreg tam-tam cu declarații de presă, atât presă scrisă cât și televiziune. Alexandru Tudor m-a rugat să-l ajut, acum că a spus că vrea să cunoșteți. Din niște cercuri de arbitraj. Da, am înțeles. Da. Deci a apelat la tine ca la... A apelat la mine, exact, ca la un avocat. Exact. Și l-am reprezentat, am câștigat, a fost practic primul dosar câștigat pe calomnie la adresa unui arbitru. Mm-hmm. Și măcar a pățit-o mai ora? 10.000 de lei daune morale plus cheltuielile de judecată. Și a fost obligat să iasă în media ca să-și recunoască... Exact, da, iar Alexandru Tudor a donat banii respectivi. Foarte frumos. Da,
Da. Ai avut și insatisfacții în meseria asta? Bineînțeles. Ca în orice meserie, probabil că mai nu, sunt că și aud la un moment dat că, mamă, ce jurist e Ionescu, Popescu, că n-a pierdut niciun proces. E adevărat asta? Nu, nu, nu există. Asta e o minciună, nu? Bineînțeles. Deci să-și câștigă, să-și pierde ca la... Nu se știe. Soluția este pe masa judecătorului. Pă bune, chiar nu se știe, că asta chiar n-am întrebat de mult treaba asta. Am avut situații când... Adică așa limită să... e? Da, eu zic că da. Deci am avut situații când mă așteptam să câștig un proces și din contră. L-ai pierdut? Da, îl pierdeam. Sau invers, când nu mă așteptam niciodată să câștig și l-am câștigat. Adică... Tu găsești asta ca o normalitate? Nu, nu, sub nicio formă. Deci trebuie să fie eu de la bun început. Dezamăgit. Da, nu, eu sunt foarte dezamăgit de sistemul judiciar din România. Dar care să fie, nu știu, chiar îmi vine să întreb treaba asta și parcă nu te-aș întreba, că nu vreau să spui vreo altceva, dar care să fie rațiunea pentru care pe tine, în calitate de jurist, te duce acolo încât a spune sunt foarte dezamăgit? Am avut spețe similare, vă dau un exemplu, am avut spețe similare unde am câștigat un dosar și pe celălalt l-am pierdut. Și nu... Dar nu, nu aveam, se poate întreba în off, aveam... ca să zic așa, în off, nu știu. Da. Mă duc la judecător și îl întreb în off, măi, domnul Popescu, da, am câștigat speța asta în contextul în care este identică cu asta. Pentru ce aici s-a câștigat și aici s-a pierdut? Se poate pune întrebarea asta? Nu, nu, nu se poate pune. Ok, orice judecător, deci nu oficial. Nu oficial. Dar neoficial poți să pui întrebarea asta? Decât dacă îl cunoști pe judecătorul respectiv, am înțeles. Nu, nu. Orice judecător în momentul în care pronunță hotărârea o și motivează și o primești scris acasă, motivarea hotărârii. Și cum te uiți? Citești? Una o citești așa și una o citești invers? Da. Cum e? Au fost situații, au fost situații, foarte multe. Foarte multe? Da, da. Și probabil că la nivel național sunt o grămadă, să zic așa. Și de aici dezamăgirea ta. Da, da. Sau cum să zicem, una dintre ele. Una dintre ele, una dintre ele. Da. Da, adică, stimați telespectatori, să ne gândim de două ore atunci când ajungem la judecătorie. Mai bine te făceai judecător, măi, Cătălin. Da, m-am gândit la un moment dat, dar... Ce era așa greu? Sau cum... Nu știu, cred că trebuia să mă implic mai mult, să învăț mai mult, să mă dedic mai mult. Nu ai vrut asta? Nu, cred că nu știu, mi-am dorit la început să fiu avocat, am mers pe această, meserie, mi-a ieșit și la un moment dat, ca să pot să susțin examenul de admitere la magistratură, trebuia să mi-aloc foarte mult timp, studiu și nu am mai avut cum. A venit și vremea pentru o ultimă întrebare. Care a fost cea mai mare satisfacție trăită personal în domeniul sportului? Mamă, și dacă te gândești, înseamnă că au fost câteva. Implicarea mea în domeniul sportului a fost cu succes mai mult în domeniul administrativ. Uh-huh. În ceea ce privește partea sportivă a fost la nivel mai jos, așa. Nu știu, poate în momentul când am devenit cel mai tânăr observator de joc din România. Bun asta! Poate când am devenit vicepreședintele AJF-ului, poate când am susținut prima teză de doctorat în domeniul securității competițiilor sportive. Ca lumea asta. Da, nu știu. Au fost mai multe și am încercat să performez de fiecare dată. Și ai echilibrat? Adică ai putut să le ții așa într-un echilibru pe toate? Pentru că știi că astea vin în cascadă. Sau cel puțin la tine au venit, da, în cascadă. Au venit în cascadă. Și da, în momentul nu știu. Când... Cum le trăiești? Cum se trăiesc? Nu știu, pentru mine a fost într-adevăr o mare satisfacție. O fiecare dintre ele. Uh-huh. Uite, poate că în toamnă am avut un meci destul de interesant, Dinamo Craiova. În momentul în care, nu știu, m-am apucat de partea asta administrativă, nu mă gândeam niciodată că o să ajung la Dinamo Craiova. Craiova, da, uh-huh. Ca delegat de joc. Meciul televizat. Când ai ajunge la Petrolul? Da, nu știu. Crezi că o să ajungi la nivelul primului eșalon? Eu îmi doresc acest lucru, da. Ce trebuie să faci?
trebuie să susțin un examen la Liga Profesionistă de Fotbal. Uh-huh. Deocamdată sunt observator FRF. Da. Și crezi că se poate? Eu îmi doresc și aș vrea să se poată, da. Sincer, da. Eu îți doresc succes pentru că mulțumesc. Eu te văd aproape săptămânal când mergi la competiție, ai obiceiul ăla să-ți faci și o poză de pe arenele unde, probabil ca să le ții mărturie, exact. Le arăți băieților ce s-a întâmplat cu tata la... când era plecat. Când era plecat acasă, când nu stătea cu tine. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimații telespectatori. Vreau să-i mulțumesc lui Cătălin pentru prezență, iar dumneavoastră să vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție Pasul Offside. Mulțumesc, Cătălin! Mulțumesc! La revedere! La revedere.